partenerii noștri Philips în România. O să susținem astăzi o prezentare despre introducerea în ventilația non-invazivă și eventual un mic workshop cum să setăm dispozitivele și modurile de setare ale dispozitivelor. Bogdan Șantal este clinical manager ventilation pe România și sud-estul Europei și o să vă țină o prezentare despre ventilația non-invazivă. Ventilația non-invazivă a început undeva în anii 1920-1930. Bineînțeles, de atunci ventilatoarele au evoluat extrem de mult și în special tehnologia care este inclusă în aceste ventilatoare, care este foarte, foarte importantă. Acea tehnologie este de fapt ceea ce ne ajută pe noi să putem aranjera un pacient mai ușor. Modern, știm cu toții Iron Lung-ul care a fost utilizat mai de mult, modern arată așa, dar atunci s-au dezvoltat și niște aceste platoșe, să spunem, care sunt tot pe acest principiu de Iron Lung, presiune pozitivă și negativă, iar un alt tip de ventilație non-invazivă este acesta pe helmă. Ventilația non-invazivă nu mai este restricționată doar pentru secțiile de ATI. Până nu demult, tot ce ținea de ventilație, inclusiv non-invazivă, era strict pentru secțiile de ATI. În acest moment, ventilația se poate face în urgențe, în secțiile, și se face în urgențe, în secțiile de pneumo, în home care, deci pacientul poate să ajungă acasă cu aparatul după ce a fost inițiată terapia în spital, în serviciul dumneavoastră, în grijiri cronice și paliative. Deci, ventilația non-invazivă se poate regăsi pe toate secțiile unui spital. O terapie sigură în spital îi va asigura și o terapie foarte eficientă pentru acasă și medicul să îi explice pacientului cum îl ajută această terapie și efectiv să îi comunice care vor fi rezultatele pe viitor pentru el. Pentru că atunci, chiar și pentru oxigenoterapie, când ei vin să ne sună, până acasă că noi pentru un dispozitiv medical, nu mai pot să stea fără acel concentrator de oxigen. Aici, la ventilator, automat vom găsi acasă la pacient și un dispozitiv de tip BiPAP, un BiPAP este, și un concentrator de oxigen ca să putem să legăm. El poate să folosească concentratorul cu o canulă simplă și medicul poate să-i recomande cum să facă această ventilație și cum să se conecteze acasă atunci când folosește cele două dispozitive împreună. În primul rând, căutăm să aducem dispozitive de calitate, pentru că este foarte important să nu avem defecte de dispozitiv. În al doilea rând, ne concentrăm pe calitatea serviciilor oferite, pentru că ce contează atât pentru medic cât și pentru pacient este să fie acolo când are nevoie. Deci, acoperirea în teritoriu, promptitudinea în a răspunde oricărei cerințe sunt primordiale pentru noi. Avem contract cu toate casele de asigurări, da, într-adevăr, unele aparate se încadrează în tariful de contat pentru segmentul de neuromusculari pentru ventilație. Alte aparate care oferă mai multe setări sunt într-adevăr mai scumpe și nu se încadrează. Dar da, avem o gamă care se încadrează în tariful de contat de CASE.